Sandu Neculai este învățător și a îndrumat generații întregi de elevi în cei 40 de ani la catedră. Se apleacă cu grijă asupra copiilor și le îndrumă pașii spre învățătură. Munca noastră de învățător se vede foarte, foarte târziu când mă întâlnesc cu foștii mei elevi. De-abia atunci văd roadele muncii mele, atunci când te salută frumos un fost elev, atunci când îți mulțumește că te-ai purtat frumos cu el. După zeci de ani de muncă la catedră, dascălul primește 1400 de lei. De multe ori merge în librării și nu poate decât să privească la cărțile pe care și le-ar dori. Mergem prin librării și ne-e poftă, ca să zic așa, în ghilimele, de foarte multe cărți pe care nu le putem cumpăra și rămânem doar cu gândul la ele. Cu greu face față cheltuielilor zilnice. Banii abia îi ajung să trăiască de la o lună la alta. De cei 1500 de lei pe care iau eu pe lună, 400 sunt la ce are opriți, mai rămân cu 1100, 500 pentru apă, gunoi, televizor, gaz, curent și așa mai departe, mai rămân 400. Din acești 400 de lei trebuie să-mi asigur mâncarea, materiale didactice pentru la școală. Și nu mă miră faptul că un fost elev de-al meu, adică acum 3-4 ani, m-a întrebat foarte discret: domnul învățător, de când vă știu eu cu haina aceasta, mai cumpărați-vă și dumneavoastră alta, că eu m-am plictisit de ea. Deci e un lucru care mi s-a întâmplat și dacă au sesizat elevii că mie îmi trebuie o haină nouă, trebuie să mi-o cumpăr, dar nu e cu ce. Dezamăgit de condiția pe care o are un cadru didactic în România, Sandu Neculai se alătură colegilor care pichetează inspectoratul școlar. Ce salariu aveți? Mi-e rușine să-l spun, cu 40 de ani de muncă e jale. Ce? 16 milioane. Banii sunt foarte puțini. Prețurile sunt foarte mari și vă dați seama, cu 40 de ani vechime, nu mai merge de nimic. Venim de la buzunar, suntem cam triști. Ce e lanță mai ai? Vă spun, eu nu mai am salariul care l-aveam când am intrat acum 35 de ani în învățământ. Deci, uitându-mă, iau 14 milioane în mână, deci 1.400.000. Conform calendarului, suntem și astăzi în stradă pentru același lucru pentru care am fost și ieri. Sunt cele legate de aplicarea legii 221, chiar dacă noi avem peste 90% hotărâri judecătorești, în continuare legea nu se ține cont de lege de către Guvernul României. Este vorba de prevederi legii educației naționale și m-aș referi întâi de toate la componența Consiliului de Administrație care determină în acest moment politizarea actului educațional. Și de ce nu este vorba de lipsa dialogului social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Și ieri și astăzi. Pentru astăzi s-a terminat protestul nostru, dar mâine o luăm de la capăt.